Trebuie să apară doctorul. Măcar nu mi-ar face morfină. Să nu fiu conștient. Așa e cu neputință. Cu neputință. Poate e chiar doctorul. Ei, Ivan Ilici! Dar ce este? Văd că sunteți alarmat. Un moment și le aranjăm noi pe toate. Iată-mă, am mâinile reci. Ei, e gel strașnic. O clipă numai să mă încălzesc. Cum e? Cum ți-a fost asta noapte? Tot așa groaznic. Durerea mă ține într-una. Nu mă slăbește deloc. Cel puțin dați-mi ceva. Așa sunteți voi bolnavi. Așa sunteți voi. Acum, cred că m-am încălzit. Nici meticuloasa Prascovia Fiodorovna n-ar avea nimic de zis împotriva temperaturii mele. Ia, vino cu asta să vedem pulsul. Așa. Acum temperatura. Te rog, așează-te pe o parte. Așa, aici. Uite, pune termometrul ăsta. Bună dimineața, domnule doctor. Bună dimineața. Îmi cer scuze că n-am fost aici când ați venit, dar Gerasim nu a înțeles bine și... Da. Domnule doctor. Da. Nu vrea deloc să asculte. Nu ia la vreme doctoria și mai ales se culcă într-o poziție care se vede că-i face rău, cu picioarele în sus. Ce să-i faci? Așa zbolnavii născocesc uneori prostii de astea, dar trebuie să-i iertăm, Prascovia. Jean, am vorbit cu domnul doctor Danilovici aici de față și l-am chemat și pe profesor ca să examineze împreună. Jean, te rog să nu te împotrivești. Uite, domn profesor a și ajuns. Bună dimineața! Cred că n-am întârziat. Nu. Bună dimineața! N-ați întârziat, nu, domnule profesor. Eu am venit ceva mai devreme. Cine-i? Ivan, dânsul. Cum îl cheamă? Ivan Ilici. Ivan Ilici! Mă recunoști? Hai, îmi dai voie să te consul și eu. Da. Așa, stai frumos. Bun. Așa, va să zică Rinichiu... Aoleu, intestinul. Da, mă rog. Mihai Danilovici, ați mai făcut analize? Da, le am la mine. Numai o clipă, uitați, analizele, poftiți, astea sunt. Ultimele analize pe care le-a făcut. Asta e, ce să-i faci? Domnule profesor, spune. Vă rog, spuneți-mi, mai pot spera la o însănătoșire? Ivan Ilici, nu pot garanta... Da, această posibilitate nu e deloc exclusă. Mă doare rău, domnule profesor. Doare, domnule profesor. Eu zic să-i facem repede o injecție. Da, repede, că și-a pierdut cunoștința. E, poate că așa scapă mai repede de suferință. Doamne, ce milă mie de el. Cum se uita la dumneavoastră? Ce privire jalnică avea. Gerasime, lasă-mă pe mine cu domnul. Lăsați, stăpână, mai stau. Du-te, Gerasime, du-te. Da, bine, plec. Jean, suferi mult? Tot aia e. Vreau să-ți spun ceva important. Despre un eveniment pe care ni l-am dorit amândoi. Că Petrișcev a făcut aseară în mod oficial cererea în căsătorie. Dar ție ți-a fost rău aseară. Uite că vine și Liza. Pentru Dumnezeu. Ce-a zis? Lăsați-mă să mor liniștit. Tată, cum te simți? Nu va mai trece mult și veți scăpa de mine. Vai, tată, cu ce suntem noi vinovați? Parcă noi ți-am făcut răul. Mi-e milă de papa. Dar de ce să se chinuiască atâta?
Tată, mamă! Da. Am plecat! Du-te, du-te, du-te! La revedere, papa! Ah, mama! Da? Bună, domnul doctor! Ah. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Bună ziua, Prascovia Fiodorovna! Cum se mai simte Ivan Ilici? Rău! Rău, domnule doctor! Mm. Poftiți, vă rog să vorbiți cu el. Vă rog din suflet. Da. Ivan Ilici, trebuie să schimbăm medicația. Nu ajută la nimic. Lăsați-mă în pace. Ivan Ilici, îți putem alina durerile, Ivan. Nici asta nu puteți. Lăsați-mă în pace, vă rog. Eu îți prescriu opiu. Da, vreau să vorbesc și cu soția dumitale. Vino, te rog. E acolo. Ce faci? Ce vrei, Ivan Ilici? Ce vrei? Ce? Să nu sufăr, să trăiesc. Să trăiești cum? Să trăiesc așa cum am trăit înainte, cum se cuvine, să duc o viață corectă, plăcută. Poate că n-ai trăit cum se cuvine. Căsătoria, o dezamăgire, prefăcătoria și slujba asta searbădă și grijile bănești. Așa, un an, doi, 10, 20, mereu același lucru. Mergeam la vale și îmi închipuiam că urc la munte. Dar cum asta? Pentru ce? Nu se poate ca viața să fie atât de fără sens, atât de dezgustătoare. Poate n-am trăit cum se cuvine. Dar dacă într-adevăr toată viața mea n-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie. Dacă e așa, dacă plec din viață cu conștiința că am nimicit tot ceea ce mi s-a dat, fără să mai pot îndrepta acum ceva, atunci cum rămâne? Doamne, nu mai suport durerea! Nu mai suport! De ce mă mințiți? De ce m-ați mințit? Toți au știut! De ce nu mi-au spus? Opiu! Dați-mi opiu! Nu mai pot! Nu mai pot! Jean, sper că am venit la timp, Prascovia Fiodorovna. Dumnezeule, ce chin infernal, părinte! Da. Părinte, vă rog să așteptați să deschidă ochii. Nici măcar opiul nu-l mai poate liniști. Vreau să-l împărtășiți. Știu că nu mai are mult de trăit. Îmi pare rău de Ivan Ilici. A fost un om bun, un soț bun, un părinte iubitor. Bine ar fi să-i dăm ultima împărtășire. Vă rog. Doamne, iartă-l pe robul tău, Ivan Ilici. De ce nu mă ajutați? De ce nu mă ajutați? Nu mai Jean. Pot, nu mai pot. Jean, dragul meu, a venit preotul. Jean, asta nu poate face niciun rău, să știi, ci din potrivă, de multe ori poate ajuta. Nu înseamnă nimic. Sunt și oameni sănătoși care o fac. Ce? Să te împărtășești. Să mă împărtășesc? Da. Dar pentru ce să mă împărtășesc? Te rog eu. N-am nevoie. Dar la urma urmei... Așa, fiule. Ce zici, dracul meu? Preotul nostru e aici, e atât de blând. Te rog mult de tot. Bine. Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule Ivan Ilici. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Părinte, n-aș vrea să mor. N-aș vrea să mor. Uite, parcă m-au mai lăsat durerile. Încep să nădăjduiesc, părinte. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ivan Ilici cu cinstitul sfânt trup și sfânt sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Așa, fiule, deschide gura. Așa, invite împărtășania. Ai, dracule, vreau să trăiesc. Să trăiesc. Ce-ai că te simți mai bine? Da, mă simt mai bine. Doamne, plecați de aici. Plecați de aici. Lăsați-mă singur. Iartă-l, Doamne, pe robul tău, Ivan Ilici. Amin. Tată, tată, sunt aici lângă tine, tată. Să rămână. Să rămână, tată. Să rămână. Lăsați-mă singur. Nu vreau. Nu vreau. Prascovia Fiodorovna. Da. Prascovia Fiodorovna. Da, și la ce mai e? Ce este? Ai nevoie de ceva? Spune. De ce plângi, Prascovia Fiodorovna? Și tu, fiule? Da, tată. Te-ai sărutat mâna. Vă chinuiesc, nu? Nu, tată. Prascovia. Da. Scoate băiatul de aici. El de aici. Vasile. Mi-e milă de el. Și de tine, mi-e milă. Du-te, fiule. Du-te, rămâne eu lângă el, te rog. Doamne. Se sfârșește. Pierde el. Să prind lumânarea. Jean. Jean, de ce ne părăsești, Jean? Nu știu, poate vrea ceva. Prascovia. Da, locul meu. Nu mai pot. Va să zică, asta e. Ce fericire, ce fericire.